La 31 octombrie 1862, în România, se constituia Direcția Națională a Arhivelor Statului. De atunci, instituția a trecut prin diferite restructurări, reorganizări, dar și evenimente nedorite, precum războaiele, care au condus la distrugerea unei părți a documentelor arhivate. La nivel național, cât și la nivel județean sau regional, instituțiile subordonate Arhivelor Naționale și-au îndeplinit pe parcursul anilor menirea, și acest lucru a fost interesant sintetizat de marele Nicolae Iorga, care afirma: arhivele sunt tezaure prin care se legitimează poporul nostru în fața lumii. La Giurgiu, astăzi, de ziua Arhivelor Naționale, reprezentanții Muzeului Teoharie Antonescu și ai Biroului Județean Giurgiu al Arhivelor Naționale și-au dat mâna pentru marcarea momentului. Despre importanța arhivelor în istoria unui popor avem mărturii de la unele dintre personalitățile importante ale poporului român. Iată ce spunea Gheorghe Arsachi, unul dintre primii directori ai Arhivelor Statului. Arhivele sunt sanctuarul drepturilor compatrioților. La rândul său, directorul Muzeului Județean a subliniat sprijinul de care s-a bucurat, apelând cu anumite ocazii la documentele existente în cadrul Biroului Județean Giurgiu al Arhivelor Naționale. Se apropia o aniversare anului 1907 și căutam, nu, o soluție de a reflecta prin realitățile județului de acum atâta vreme, gazetărește ceva care să spună țării întregi ce s-a întâmplat aici. Cu prilejul evenimentului derulat astăzi la Muzeul Județean Teoharie Antonescu, s-a vernisat o expoziție intitulată Presa politică a României în perioada 1948-1965. Cei prezenți astăzi la manifestarea prilejuită de Ziua Arhivelor Naționale au mai putut afla că Biroul Județean Giurgiu al Arhivelor Naționale conține numai puțin de 4.000 de metri liniari de documente, iar la nivel național, același reper, cuantificat, însumează 37 de kilometri liniari de fond arhivistic.